și cu desăvârșire că suntem români, că am fost rupt de la România și trebuie să ne unim. Iar acest lucru nu trebuie să fie o voce singulară, acesta nu trebuie să fie o voce minoritară, trebuie să fie o voce majoritară, astfel încât acest lucru să fie auzit și la Chișinău, și la Moscova, și la Bruxelles, dar și la Washington. Și atunci lucrurile se vor rezolva. Aceasta este datoria noastră a liberalilor, ca alături de unul care conștientizează și înțelege aceste lucruri, să mai apară 2, 3 sau 10 care ne vor susține în continuare. Și doar atunci vom putea duce la desăvârșire dezideratul nostru comun, dezideratul care ne ține alături pe toți, unirea cu România. Este foarte și foarte important ca noi să milităm în continuare, fiind practic unica forță politică din Republica Moldova care mai militează pentru retragerea armatei ruse din Transnistria, care este un ultim vestigiu al Uniunii Sovietice, unul din ultimele tentacole care ne ține în sclavie în continuare. Noi vom desăvârși în continuare instrumentele noastre a liberalilor de luptă, și întotdeauna au fost prezenți. Și atunci când am fost la putere și când am fost scoși de la guvernare și din nou instrumentele noastre de luptă împotriva ocupației sunt aceleași.